Bună ziua, bine ați venit la Business On Air. Discutăm astăzi despre mediul economic, despre business și aș spune că discutăm cu reprezentantul unei instituții care a fost esențială în ultimii 2 ani pentru mediul de afaceri. Este vorba despre invitatul nostru de astăzi, domnul Dumitru Nancu, director general al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, FNGCIMM. Bună ziua, domnule Nancu, mulțumesc pentru prezență. Bună ziua dumneavoastră și teleascultătorilor dumneavoastră, Rudinski, și vă mulțumesc pentru invitație. Recent a avut loc un eveniment care a marcat prezența de 20 de ani a FNGCIMM pe piața românească. Vă rog să ne dați câteva repere despre acești 20 de ani și apoi să ne concentrăm pe ultimii 2 ani, când spuneam eu, cred că activitatea s-a dinamizat. Da, practic FNGCIMM și-a început activitatea în decembrie 2001, a fost înființată, iar prima garanție a fost dată în anul 2002, deci avem 20 de ani de activitate. Vreau să zic că ultimii 2 ani, așa cum a spus și dumneavoastră, au marcat o îmbunătățire a portofoliului nostru. Fapt care, în 20 de ani de activitate, Fondul Național de Garantare a acordat 547.000 de garanții, a garantat 98 de miliarde de lei, credite în valoare de 150 de miliarde de lei. Eu sper că anul acesta să bifăm borna de 20 de ani cu 100 de miliarde de lei garanții acordate întreprinderilor mici și mijlocii, dar nu numai întreprinderilor mici și mijlocii, mai ales și persoanelor fizice, pentru că Fondul Național de Garantare se confundă adesea ori cu programul Prima Casă, Noua Casă, IMM Invest, Agro Invest, programe care au fost atât de mult accesate de români și vedem că au un impact de sustenabilitate în economie. Da, sunt programe importante. Dacă nu greșesc, și vă rog să mă completați, pandemia a avut un efect paradoxal în cazul creditării pe bază de garantare, în sensul că s-au creat o serie întreagă de programe, IMM Invest, și sigur că din acest punct de vedere, succesul acestui program este legat și de felul în care l-a gândit și l-a gestionat FNGCIMM. Da, e clar că în momente de criză, practic omenirea nu s-a mai întâlnit să avem 3 crize în paralel completate. Am avut criză pandemică, care automat generează o criză economică și acum vedem ce se întâmplă în partea de est, o criză geopolitică, chiar socială, aș spune. Deci omenirea practic nu s-a confruntat cu acest context. Iar rolul guvernului a fost ca în acești 2 ani jumătate să vină cu astfel de măsuri anticiclice. Una din măsurile anticiclice foarte bune și care a dat rezultate până în acest moment este programul IMM Invest, unde până la această oră avem peste 54.000 de întreprinderi mici și mijlocii care au aplicat în 2 ani jumătate acest program. Este cel mai mare parteneria public-privat din România, pentru că acest instrument financiar implică și instituțiile financiar-bancare, care au finanțat cu 36,4 miliarde, aproape 4% din PIB, aceste întreprinderi mici și mijlocii, deci 54.000, iar guvernul, cel de-al treilea pilon, aș zice eu, în ecuația acestui parteneriat public-privat, a garantat prin fondul de garantare cu 31 de miliarde de lei, iar ajutorul de stat plătit de către Ministerul de Finanțe, tot prin fondul de garantare, către cele 54.055 IMM-uri, este de peste 1 miliard 23. Deci, practic, lucrurile în aceste 2 ani jumate guvernul a găsit această soluție, acest instrument financiar, care practic a ținut în viață cel puțin 54.000 de IMM-uri, pentru că vom observa pe dispersia
celor două facilități, 85% din IMM-uri au optat pentru capitalul de lucru, unde puteau să-și plătească salariații, unde puteau să-și achite furnizorii, unde puteau să-și achite dările la stat. Numai prin cele pe IMM Invest 2020, unde am făcut un impact fiscal, pentru că la 2020 și agenții economici și-au depus situațiile financiare și acolo impactul financiar e foarte fiscal, cum îi spun eu, arată rolul și efectul de multiplicare în economie pe care l-a avut, l-are garanția nume și constat. Deci am luat un exemplu, IMM Invest 2020. A fost primul an. În 6 luni de zile, statul român a garantat cu 12 miliarde de lei. Instituțiile financiar-bancare au finanțat 15 miliarde de lei, total finanțări acordate. Un număr de 25.596 IMM-uri au primit ajutor prin acest program. Ceea ce înseamnă că 10% din mediul de afaceri activ, cei care au depus bilanțuri la Ministerul NRC și la Finanțe, au aderat la acest program. Aici, prin acest program, practic, spuneam mai devreme, media în 2020 a fost de 472.000 de lei valoarea media garanției. Deci, practic, a fost un credit de 100.000, 110.000 de euro pe IMM, ar veni o medie. Așa cum am spus, cele mai mulți s-au dus pe capital de lucru. Micro-întreprinderile au fost beneficiarii cei mai mulți. Programul a fost o dispersie pe toată țara, deci n-am avut regiuni care sau localități în care să nu fie IMM, care să nu fie aplicat în acest program. Și ce vreau să vă spun, că garanțiile IMM Invest 2020 au fost deja acoperite prin taxele pe care le-au plătit IMM-urile. Avem un multiplicator de 1:22 pe cash, raportat la taxe plătite și la garanții executate. Adică, statul român, am spus, a garantat cu 12,9, băncile au finanțat cu 15 miliarde, ajutorul de stat a fost de 300 de milioane de lei, iar cele 25.596 de întreprinderi mici și mijlocii au întors la bugetul de stat 13 miliarde de lei. 7,7 miliarde au fost contribuții pe muncă, 3,6 miliarde de lei au fost TVA-ul net plătit, 1,6 miliarde impozit pe venit și 12,9 miliarde de lei total încasări din impozite și taxe. Iarăși, ce mai este important este faptul că prin acest program 443.000 de locuri de muncă au fost păstrate. Da, sunt interesante toate aceste cifre. Da, sunt, pentru că asta arată impactul în economie. Orice instrument financiar trebuie prima dată analizat din impactul pe care îl are în economie. Paradigma s-a schimbat atât la nivelul Comisiei și în PNRR. Nu mai există granturi directe, da? Sunt mix de finanțare care implică creditul bancar, pentru că banca îți asigură o bancabilitate a IMM-ului. Vreau să vă spun că dacă pe regulamentele, regulile generale ale BNR, ale băncilor, 1 din 7 firme IMM-uri erau bancabile, pe IMM Invest avem 1 din 3. Deci un program care practic ți-a bancabilizat și întreprinderile mici și mijlocii. Iarăși o remarcă, ultimul studiu ARB arată că la nivelul României în 2021 60 de miliarde de lei au fost credite noi. Din astea, 22 de miliarde au fost garantate de fondul de garantare. Deci, o treime practic sunt garantate de către Fondul Național de Garantare. Bun, sunt cifre care ne arată, cum spuneați, că acest program este un succes. El continuă cu aceeași viteză și în 2022, domnule Nancu, sau acum? Da, până la 30 ianuarie. Până la 30 ianuarie este programul. Vreau să vă spun că în acest moment avem alocați 5 miliarde. Deja am consumat 4,5 miliarde, mai avem 500 de milioane până la sfârșitul acestei luni.
iar numărul de solicitări e de, în acest moment, 9300 de IMM-uri au beneficiat de finanțare de, în sumă de 6,8 miliarde, deci ne apropiem de 7 miliarde de lei credite și 5,5 garanția anume și Constat, pentru că aici intră și programul Agroinvest. Legea ne permitea ca să luăm de la Agro și să ducem spre IMM Invest. E clar că IMM Invest rămâne etalonul acestui instrument financiar, a tuturor instrumentelor financiare și deja ne gândim să le prelungim după 30 iunie, fie pe cadrul Ucraina, fie pe, am găsit, să zic, chiar și pe COVID, pe ultima măsură 313, suntem în negocieri cu Comisia Europeană. Eu sper ca la 30 iunie, când va expira cadrul temporar COVID, să venim de la 1 iulie cu aceste programe, dar pe un cadru temporar, fie pe Ucraina, fie pe COVID, măsura 313. Da, o să trecem imediat și la noile programe pe care le-ați pregătit sau pe care care sunt în derulare. V-aș ruga să ne spuneți un lucru și anume, când vorbim de garanția statului, există, nu numai teoretic, și practic riscul ca unii dintre cei care beneficiază de această garanție și respectiv de împrumuturile prin sistemul bancar să nu ramburseze total sau parțial o parte din împrumut. Și atunci aveți semnale că ar putea să stea lucrurile în acest fel sau nu e cazul. Și sigur, cum menționat de care ați vorbit ceva mai devreme, și anume că oricum programul a avut un impact și social și economic important în 2020 și în anul 2021. Da, acum chiar am cerut o ultimă actualizare a plăților care s-au făcut în cadrul programului IMM Invest. E clar că în acest moment lucrurile arată foarte îmbucurător. De primele plăți s-au făcut în anul 2021 și am avut 12 plăți în valoare de 4 milioane de lei, care au fost acoperite nu din banii statului, ci din fondul de risc constituit în urma. Până în acest moment avem 54.000 de IMM-uri care au accesat. Ele plătesc un comision de risc. Uh-huh. Iar în anul 2022, până la jumătatea acestui an, la fel numărul este identic. Deci în total avem 8 milioane de lei plătiți în 2 ani, 3 ani de IMM Invest. Eu zic că este insignifiant față de impactul fiscal pe care aceste IMM-uri le aduc. De acord. Ați lansat anul acesta și noi programe, ați vorbit despre Agroinvest, sunt și altele legate de domeniul inovării. Care sunt, să zicem? Chiar astăzi noi am lansat programul, platforma IMM Invest, am lansat cele două programe pe care le gestionăm noi, celelalte programe sunt gestionate de colegii de la FRC și de la Fondul Garantare Rural. Deci în portofoliul nostru, pe lângă IMM Invest, Agro IMM Invest, mai avem IMM Prod și Garant Construct. Ele sunt, întreprinzătorii le pot accesa, site-ul a fost deschis, s-a primit și aprobarea de la Comisia Europeană. La fel, până la 30 iunie trebuie consumați banii. Pe IMM Prod avem 1,5 miliarde, deci cam 2500. Noi sperăm ca în această lună de foc să reușim să cheltuim acești bani, pentru că, așa cum am spus, sunt niște instrumente financiare pe care IMM-urile din România, mai ales cele din producție, au nevoie în această perioadă. Și IMM Pro se adresează companiilor care fac producție, să specific? Da, doar producție, în sensul că beneficiază de două facilități, capital de lucru maxim 5 milioane de lei, cu 24 de luni nu plătesc dobândă, dobânda e subvenționată și costurile, comisioanele sunt subvenționate de către Ministerul de Finanțe prin fondul de garantare. Garanția anume și Constat este 90% pentru toate IMM-urile față de 80% cât era pe IMM Invest, iar la investiții pot lua un credit de 10 milioane de lei, pe lângă faptul că au 24 de luni grație, nu plătesc, acestea sunt suportate de către guvern, au și un grant de 10%. Iau 10 milioane, practic returnează înapoi 9 milioane de lei. Bun, acesta este IMM Produl de care ziceați, nu? Da, la Garant Construct s-a împărțit plafonul, o jumate pentru autoritățile publice locale pentru a plăti
investițiile începute de către întreprinderile mici și mijlocii și contractate și jumătate către IMM-urile care au deja activează în acest sector, unde vedem că prețurile au crescut nu numai aici, dar peste tot și da, avem o problemă. Lucrării a crescut foarte mult. Am văzut că guvernul a dat și o hotărâre de guvern pentru a actualiza cifrele de lucrări de construcții și aflate în derulare, nu? Da. Deci acest program sprijină oricum și autoritățile publice, spuneați, și companiile, nu? IMM-uri. Da, da, da. E un program care se adresează atât autorităților publice locale cât și IMM-urilor, dar cu beneficiar final IMM-urile. Acesta are un termen, că spuneați că IMM Pro se poate... Ambele sunt pe COVID până la 30 iunie. Noi sperăm să epuizăm și de la 1 iulie să intrăm pe cadrul temporan ucrain. Am înțeles. Deci asta va însemna o discuție cu Comisia Europeană, nu? Și o mică... Da, da, suntem în negocieri avansate și doar vom face adaptarea legislativă. Noi sperăm că cel mai scurt timp să intrăm și pe această... E nevoie de un acord de la Comisia Europeană tocmai pentru că înseamnă garanții de stat, care înseamnă nu pot... Da, înseamnă și ajutor de stat. Și un ajutor de stat în ultimă instanță, da. Da. Bun, deci acestea sunt, să zicem, cele mai noi instrumente financiare pe care le derulați. Mai spuneți-ne câteva cuvinte poate și despre cel noua casă, cum se cheamă acum, fostul prima casă. La un moment dat FNGC IMM era cunoscut ca fiind da, doar... Programul Noua Casă merge în exact ca înainte de pandemie, adică până în acest moment avem 33.170 de beneficiari. Plafonul s-a consumat în proporție de 35%. Ca, să zic așa, marea majoritate sunt apartamente, locuințe până în 70.000 de euro, 85%, 15% sunt apartamente până în 120.000 de euro, 140.000 de euro, dar nu mai mare de 120 de metri pătrați. Dar cu ce ne confruntăm acum? Tot FNG-ul gestionează și ordonanța 19 din 2019, când a fost introdus IRCC-ul, și vă pot spune că în acest moment sunt foarte mulți români, aproximativ 7.400, care migrează de la robor la IRCC, având în vedere faptul că roborul deja a ajuns la 5.95, IRCC-ul încă e 1.67 și practic facem și avem cam 250-300 de cereri pe zi în acest moment. Deci tot dumneavoastră vă ocupați sau mă rog, trebuie să înregistrați și de asta, creștere. Da, 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 de această migrare. Bun, înseamnă că e de lucru, să zic. Da, avem o bară destul și dacă intră și amânarea ratelor, știți foarte bine pe celelalte două ordonanțe 37, tot noi am gestionat amânarea ratelor. Anul trecut am dat 47.000 de astfel de garanții de amânare pe perioada de amânare de 9 luni. În 2020 am dat un număr de 43.000, deci e clar că și anul acesta va fi... Ați reușit să puneți un pic în zona de management colaboratorii noastre, angajații de la FNGC IMM pentru a face față acestui val de... pentru că sunt multe lucruri de făcut. Ați făcut și niște procese de digitalizare în interiorul... Noua Casă se lucrează totul digitalizat. IMM Invest este digitalizat în relația cu băncile, cu IMM-urile, dar având în vedere că sunt sume, se lucrează și pe dosar electric, adică după ce se aprobă, se mai verifică o dată, se face de două ori acea dosarele mai de patru ochi, pentru că hârtia, știți cum e. Și da, vreau să spun, să le mulțumesc, practic lucrăm cu 21 de bănci, care au un număr impresionant de mare de angajați față de angajații fondului. Lucrăm în schimburi, dar facem față pentru că la noi nu sunt întârzieri, suntem la zi cu toate aceste programe. Adică nu sunt întârzieri ca în timpurile apuse când se stăteau cu lunile și... Da, erau multe discuții pe această temă. Domnule Dumitru Lancu, suntem la finalul dialogului nostru. V-aș ruga doar să trageți o concluzie vis-a-vis de momentul prin care trece nu doar FNGC IMM, ci și economia românească, iată și
zona aceasta de creditare bazată pe garanții, care a revigorat practic o parte a IMM-urilor. Da, este clar că semnalul, dacă vrei să faci o radiografie a situației economice, trebuie să te uiți puțin ce se întâmplă în cele mai importante economii. În Statele Unite ale Americii, inflația a ajuns record în ultimii 40 de ani. În Europa, în ultimii 20 de ani, n-am avut această inflație. E clar că presiunea pentru a balansa trebuie să crească și cresc, asta e și teoria, dar și practica, dobânzile. Din fericire, în România avem acest instrument de credite garantate de stat, care au și dobânzile. Vă dau un exemplu, la dobânda la IMM Prod este 1 plus robor, deja față de 2 cât era la IMM Invest. Noi sperăm cu aceste instrumente financiare să echilibrăm puțin această, aș spune, o situație care, iarăși fără precedent. Da, destul de complicată, da. Cum da, spune, anul 2020 a fost iarăși fără precedent, 2021-2022, adică e clar că pe astfel de crize era inevitabil o creștere a inflației și vedem ce se întâmplă în economiile mari. De acolo trebuie să învățăm repede, pentru că de acolo trebuie să învățăm cum să ne adaptăm, pentru că șocul, unda ajunge la noi, dar ajunge puțin mai întârziat. Am văzut că și băncile centrale în Polonia, vedeam, deja ajuns la 5,75, Cehia 5,25, dobânda de referință a băncii centrale, deci e clar că se va merge pe o scumpire a creditului pentru a tempera puțin inflația. Bun, în cazul acesta, așa cum spuneați, FNGC IMM și produsele, instrumentele financiare pe care le pun la dispoziția IMM-urilor și persoanelor fizice devin esențiale, a spune. Mulțumesc pentru prezența în emisiune, domnule Dumitru Nancu, director general FNGC IMM. Ne oprim aici, ați ascultat Business On Air, eu sunt Constantin Rudnitschi și vă spun, ca de obicei, rămâneți pe RFI, toate cele bune, să ne auzim și să ne vedem cu bine!